Bună ziua și bine v-am regăsit! Iată ne ajungi din nou în Slatina, unde avem alături de noi pe domnii George Pițulescu și Tibi Spirescu, cu care vom vorbi astăzi despre istoriile și poveștile Slatinei. Dar cel mai bine îi las pe domnealor să ne prezinte. Bună ziua! Bună ziua și bine ați revenit la noi în Slatina. O, Slatina e primitoare pentru oricine. Și ne bucurăm să vă reavem în Slatina, într-un alt cadru, să povestim despre aceste cadre pe parcurs. O să începem cu începutul, o să ne întoarcem puțin și o să vorbim despre râul Olt, care dă denumirea județului nostru. Prima menționare a denumirii de Olt o întâlnim în anul 1100, în formula Lutus. Ptolemeu cred că a scris chestia asta. Era un scriitor sau filozof ceva roman, dar scria în grecește. Și acolo a menționat pentru prima oară numele de Alutus, nume dat de romani. Unii spun că e de daci, dar e dat de romani. Ulterior, la 1233, avem denumirea de Olt pentru prima oară, tot în limba greacă scris. În documentul respectiv se scria despre Moros și Olt, adică Mureșul și Oltul. Cei doi, după cum spune legenda, erau frați. Unul era mai cu minte, Mureșul, și Oltul era mai năzdrăvan. Îl mai năzdrăvan a ajuns la olteni, că așa sunt și oltenii mai năzdrăvani. Și iată, s-a dat denumirea județului nostru, iar prima testare documentarea denumirii de Olt o întâlnim în 26 aprilie 1500 într-un Hristov al vremii și apoi ne-a ajutat foarte mult faptul că am avut apă pentru că s-a dezvoltat și comerțul. Slatina fiind un punct foarte important în tot ceea ce însemna comerț în această țară, un punct strategic comercial, o vatră importantă și cam atâta despre Olt și rădăcinile denumirii de Olt. Mergem către un alt simbol al Slatinei, poate cel mai important și cred că este prima statuie pe care a avut-o acest oraș, dacă nu mă înșel. Monumentul comemorativ Ecaterina Teodoroiu, inaugurat la 31 mai 1925, în prezența reginei Maria. Pentru prima dată, monumentul a fost montat, amplasat într-o frumoasă într-un frumos părculeț, acolo unde acum este un hotel, era și un izvor, așa se spune. Statuia era păzită de un jandarm, pentru că așa erau păzite monumentele atunci. Ideea monumentului a venit din dorința reginei Maria în anul 1920, când a cerut să se facă un monument comemorativ pentru Ecaterina Teodoroiu. Și au participat la acest concurs, să zic așa, Târgu Jiu, Craiova, Caracal și Slatina. Cei din Caracal voiau să pună monumentul și scriseseră la un moment dat unde voiau să pună monumentul, în fața Teatrului Național. Din Caracal. Mergea foarte bine ca stil, pentru că soclul e în stil baroc și fațada e într-un fel de baroc, nu e chiar baroc, e așa mai mult un cocktail de stiluri acolo, dar nu au avut noroc. N-au avut noroc nici cei din Craiova, n-au avut noroc nici cei din Târgu Jiu, de acolo de unde era domnișoara, și a fost câștigat de Slatina, pentru că în Slatina regina Maria avea foarte multe prietene și cred că cum corespundeau ele și făceau schimb de rețete de murături, cu siguranță au pus și o vorbă bună să se facă monumentul. Avem și o fotografie a monumentului de la inaugurare. Chiar de la inaugurare din 31 mai 1925, făcută de atelierul Elegant din Slatina. Există și un album, dar se află la muzeu, are câteva poze, are mai multe poze.
Monumentul avea și două tunuri. Aceasta nu mai există, după cum se vede. Ele au dispărut în perioada comunistă, aceste tunuri. Monumentul a fost făcut din două piese. Statuia întâi, în anul 1923, scrie la un moment dat pe o parte 1923, aici, la piciorul drept al ei, avem semnătura Dumitru Mățăoanu, a sculptorului. Statuia a fost expusă pentru o săptămână în foaierul Ateneului Român, într-o expoziție personală a sculptorului, și apoi a fost adusă la Slatina, iar în 1925 s-a făcut acest soclu care are peste 500 de litere, că atunci se plătea la literă. Pietrarul Teodor Burcă este cel care a bătut literele. Din păcate, comuniștii, așa puțin mai răi ei câteodată, au vandalizat monumentul și au șters unde scrie M.S. Regina Maria sau M.S. Maria și Palat. Încă se mai înțelege puțin din scris, dar aș vrea să vă citesc textul, dacă se poate, numai puțin. Acolo începe așa. Eroina Fecioara Ecatenea Teodoroiu, născută în Gorj, a luptat la Vadul Jiului ca cercetașă, a fost voluntară în regimentul 18 Infanterie, cerea să lupte în primele rânduri. La Filiaș a fost rănită grav și evacuată la Iași, în spital unde M.S. Regina, acolo unde este, unde lipsesc, i-a oferit solda ce o primea lunar de la Palat. Aici trebuie să scrie Palat. Înrolată în regimentul 43 Infanterie, cu gradul onorific de sublocotenent, a murit în luptele de la dealul Secului, în fruntea plutonului, îmbărbătându-și ostașii ce comanda prin cuvintele înainte băieți, unde, aici, înainte băieți, nu vedeți că sunt printre voi? Aceasta este tot dânsii, că s-au ocupat foarte bine de statuie, au retezat și căpățâna avilei de la drapelul de luptă, pentru că conținea coroana regală. Din păcate, monumentul nu arată într-o stare fericită, pentru că nu e nimeni interesat să-l restaureze. S-a pus o placă informativă acolo. Și un alt detaliu care e unic în țară este că e singurul monument pe care n-au mai avut loc, sau probabil că nu puteau să aibă loc atâția, și se află mențiunea și alții. Pe alte monumente nu există această mențiune și n-au avut loc pentru că au fost foarte, foarte mulți. Jos aici, la bază, și alții. Toți au murit în primul război mondial. Cam atât. În partea stângă a statuii avem un alt obiectiv care a fost important de-a lungul istoriei moderne a Slatinei, stadionul. Înainte de a fi acest stadion cu foarte mult timp înainte, a fost o fabrică de cherestea Teodor Ro. Venea cam în această zonă, da. Cam așa venea. Dar după aceea s-a făcut un stadion, pentru că pasiunea pentru fotbal a Slătinelor a început undeva prin anii 20, când s-au unit într-o asociație sportivă, Oltu Slatina, și au participat la competiții foarte importante, aducând rezultate pentru acea vreme destul de importante pentru oraș. Aici a fost mereu stadion de atunci. Până anii 60 s-a modernizat că s-a putut un alt stadion, iar în 1982 s-a făcut acest stadion pe repede înainte. Iar acum se află în
într-un proiect de modernizare. Se va face, de fapt, alt stadion cu ca un fel de cuib, mă rog, cu o altă arhitectură. Este un proiect în desfășurare, dar nu știm când va începe. Avem și o echipă de fotbal care aduce rezultate destul de bune, FC Oltu. CSM Slatina. CSM Slatina, aparține de CSM Slatina. Am avut Slatina. Energia Slatina, Dinamo Slatina. Dinamo, da. A jucat FC Olt, Viitorul Scornicești, până să-și facă stadionul la Scornicești, au jucat aici, din 82 până în 88, cred, cam așa. După aia venire... Și l-a iubită de Ceaușescu, a jucat? Nu, sunt multe povești care se pot specula pe ideea asta, dar... Okay. A fost o zonă pe care comuniștii au vrut să o dezvolte, mult, și și... încât să aducă chiar și blocuri. Aici e stadionul, aici ne aflăm noi. Voiau să aducă blocuri până aici, dar a venit acel moment și s-a oprit din... Era planul 2 de sistematizare. După anii 90 ar fi trebuit să înceapă demolările. Cam ce vedeți dumneavoastră, că să văd case și strada și Sterarețu și totul. Deci numai blocuri, totul da. Să devină... Să demoleze și să facă blocuri. Da, ideea era să se facă drept tot. Tot, da. Ca cum aveți Victoria Socialismului. La ceva București, marele bulevard socialist. Okay. Da, atâta. Okay. Un alt obiectiv important al Slatinei și plin de, și încărcat de multă istorie este Casa de Leanu. Casa de Leanu, construită probabil cu mult înainte de 1821, pentru că la 1821, între 4 martie și 10 martie, poposește Tudor Vladimirescu, când a fost el mai supărat atunci, cu pandurii. Și aici se demuniție, cum era... Nu am pierdut total. Depozii de muniție? Proviziile de muniție și de hrană și de ce aveau ei nevoie. Atunci era casa casa Vulturescu. Era casa Vulturescu la acea vreme, boieri foarte mari și respectați ai orașului, care își oferă casa pentru panduri. În acea perioadă au venit și turcii, a fost o bătălie foarte mare aici între panduri și turci. Tudor Vladimirescu pleacă la București pentru că Ipsilanti își depusese candidatura și Tudor Vladimirescu nu era de acord cu acest lucru și pleacă, dar turcii rămân aici până pe data de 26 mai, când ard orașul. Timp de 3 zile, Slatina este cuprinsă de flăcări și distrusă în urma acestui incendiu. După ce a fost naționalizată casa în 1948, în 1950 se înființează Muzeul Județean Olt. Aici a avut loc, nu prin anii 20 sau eu știu prin ce ani. În această clădire, știu că ultima oară am intrat în anul 2000, era secția de etnografie jos și după aceea a fost retrocedată un urmaș al proprietarului, acum este altcineva. Acolo, în perioada comunistă, se făcuse și un observator astronomic care a fost demolat acum câteva luni. Da, deci și că a fost casa boierilor Vulturescu. Prima dată au pus-o la dispoziție pandurilor. Da, niște dependințe. De ce îi se spune acum de Leanu? Pentru că au cumpărat-o de lenii. Am înțeles. Da, cumpărat-o de lenii și în această casă a venit și regele Carol I, prieten bun cu Mihail de Leanu, care și avea nunta în acel moment și îl roagă pe regele Carol I să-i fie naș de nuntă. Și atunci ne mutăm la un alt obiectiv, trecem strada, probabil că nu erau atâtea mașini, treceau în siguranță. Mai ușor, așa, și au ajuns la catedrală unde a avut loc slujba religioasă, iar regele Carol I a fost naș. Vorbim despre catedrala Ionașcu, catedrala Sfântul Gheorghe, prima catedrală și, de fapt, catedrala morală a orașului. A fost
pe locul proprietății lui Ionașcu, zis și Cupețu sau și Mazlu. El a venit de undeva din comuna Leu pe la 1729. Comuna Leu e undeva acum în județul Dolj, era în Romanați atunci. Era comerciant, era negustor și între timp a cunoscut-o pe Neaga, pe soția, pe soția sa. Și ne-am aflat acum în curtea lor. Asta era curtea lor și pe o rază de 50 de metri în jurul bisericii era proprietatea lor. În mijlocul curții făcuseră o biserică. Biserica n-a rezistat, pentru că n-a rezistat, dar făcuseră și undeva pe acolo o școală. O școală care fusese înaintea școlii domnești de la București, foarte veche, și un spital, înaintea spitalului Brâncovenesc de la București. Ulterior, spitalul s-a făcut mai sus, dar o să vorbim după aceea, iar școala Ionașcu a fost construită mai încolo din averea pe care el a lăsat-o. În urma unui cutremur din 1840, vechea biserică a lor cade sau e grav afectată și după 1860 guvernul ia decizia să demoleze acea biserică și din banii lui, pentru că se crease o euforie specială, un fel de secretariat de stat în Ministerul Învățământului de atunci, care să administreze averea lui, pentru că era foarte mare și era nevoie de multă lume să se implice în acest demers. Și din banii lui s-a făcut această biserică. El este mormântat undeva aici, înăuntru bisericii, după intra în Naos, sau nu știu cum se numește, Pronaos. Ei au avut și o fată, Rada, de câteva luni și a murit înăbușită de nebăgare în seamă, așa se scrie, pentru că fiind foarte ocupați cu tot felul de afaceri, lăsau pe seama slujnicelor și într-o dimineață au găsit-o moartă pe fata lor și de atunci s-au hotărât să-și lase averea orașului, că n-aveau cui să o mai lase, și au construit o biserică. Spre bătrânețea ei, a lui Neaga, ea se ducea în jurul, făcea acolo bisericii, atingea biserica și spunea fata maicii bisericii. Asta a fost povestea lor, a celor mai importanți filantropi ai orașului nostru. Ne aflăm în cimitirul Strehareț. Este primul cimitir modern al Slatinei, pentru că a mai existat un alt cimitir. Era în zona liceului Radu Greceanu, mai în spate, dar fiind o zonă foarte inundabilă, cei care dormeau acolo mai mult pluteau decât dormeau și era cu reumatism, cu alte treburi. Ne apropiem de primul mormânt construit în acest cimitir undeva la 1890, când s-a mutat cimitirul aici. Este capela mortoară a familiei Cavou, cripta familiei Iliescu, unul dintre marii filantropi ai Slatinei, om politic, afacerist foarte important al Slatinei, atât de bogat încât și-a permis să construiască și un cămin la un liceu, și-a permis să vină cu foarte multe idei către prefectura, pentru că se ducea la prefectură și întrerupea ședințele prefecturale ca să spună ce idei are. Și propusese la un moment dat primăriei Slatina să facă un fel de, cum să zic, pe șine, troleibuz, ceva, care să ducă de la moara lui către gară cerealele și totodată să se poată plimba și oamenii. Dar proiectul n-a fost acceptat de municipalitate la acea vreme. Și aici avem acest prim mormânt. Mai era și o clădire lângă acest mormânt atunci, pentru că aici erau ucenicii care învățau să facă cruci și tot ceea ce
era nevoie pentru un cimitir. Apoi au venit alte morminte. Ăsta e cimitirul vechi, așa îi spunem noi. Și celălalt este cimitirul nou. Și sus cimitirul minorităților religioase, evrei și catolici. Ne aflăm în fața unui alt mormânt important, unei alte capele mortoare, capela familiei Fânteneanu, o altă familie de filantropi, și-au avut casa lângă prefectură. Până să se facă prefectura, instituția a funcționat în niște dependențe ale caselor, ale casei lor. Constantin Fânteneanu era cel care avea casa, cumpărată de la familia Lânaru din Craiova. Lasă prin testamente, există testamentul original la Arhivele Statului Olt, lasă casa Slatinei. Mama sa se ocupă de îndeplinirea, Elena Fânteneanu se ocupă de îndeplinirea testamentului. Și lăsase prin testament casa orașului și să devină, să locuiască fete orfane. Exista și o sumă de bani dată acestor fete pentru a se putea mărita. De fapt, ei au făcut și un azil pentru fete orfane undeva în partea centrală a orașului de acum. Nu mai este acea clădire. Dar în 2011 primăria municipiului Slatina dă această clădire episcopiei Slatina, după ce până din 48 până în cam 2000 funcționase direcția agricolă a județului Olt. Ne aflăm în pădurea Strareți, cel mai important loc de relaxare, cel mai important loc și spiritual, dar nu la fel de important cum este și Clocociovul, pentru că acolo e mai multă activitate, dar multă lume vine aici să se reculeagă. Suntem în fața mănăstirii Strehareți, construită la 1668 de către episcopul, fusese la început al Bacăului, apoi al Râmnicului, Serafim. Există o fântână în spate cu icoana lui. El a cumpărat terenurile de aici din banii lui, mai sunt și preoți care cumpără din banii lor, și a clădit această mănăstire frumoasă, iar din 2008 este mănăstire de maici. Recent stareța a trecut la cele veșnice. Acum nu știu câte suflete mai sunt aici, dar în fiecare duminică aici este multă lume care vine la slujbe. Mai sus de mănăstire avem clădirea principală a școlii de practică agricolă, școlii de practică agricolă, făcută undeva la după 1890. Se mai învață acum? Se învață, este sediul unei facultăți, este USAMV-ul. Aici facultatea de management de la București, și există foarte multe generații care, după ce au terminat facultatea, au intrat în câmpul muncii, pentru că se învață bine aici. Dincolo de această clădire se află fostul liceu agricol, colegiul agricol Carol I, unde am absolvit și eu. Și jos, acolo, mergeam să facem practică, era zona de practică, era ferma. Vaci, cai, porci, se adunau fructele, legumele, pentru că școala avea și terenuri spre Curtișoara. Și am fost și eu la câteva astfel de acțiuni de practică. Mergeam să culegem porumb și apoi îl smotoceam să fie folosit în scopurile care a folosit atunci. Mănăstirea a avut
de suferit de-a lungul timpului și din cauza poziției în care se află, dealul fiind destul de viu, mișcările pământului, plus inundații, plus incendii. Și aici, spre exemplu, se dusese dealul la vale foarte mult, a fost, mă rog, consolidat. Se fac foarte des lucrări de consolidare pentru că aceasta este situația zonei. Acolo pădurea e închisă, nu avem ce să vedem, că e doar asfalt. Nu știu dacă este e obiectiv turistic. E în reabilitare. A fost în timpul Ceaușescu, a fost o zonă de promenadă pentru slătineni. Era și un restaurant. Izvorul rece. Da, era și un restaurant, era și un lac cu hidrobiciclete. Da, e proprietate privată acum, ea hidroelectrică. Da, este proprietate parcă. Privată și... Era și o grădină zoologică până grădină în 2007 s-a închis. 2007, da, pentru că eram elev la liceu agricol și obosiți de prea multă carte, trăgeam chiulul ca să mergem la grădină să vedem găinile și ce mai erau, gâștele, că altceva nu prea mai erau. Păi în ultima... atunci, în 2007, dar au fost lei, au fost mai mulți, da, erau fost... lei, urși, erau specii foarte, foarte... animalele au fost duse la grădinile zoologice din prejurim. Da, era și un izvor aici, a fost închis, veneam și luam apă mereu, acum oamenii vin și au apă din curtea mănăstirii, o apă extrem de curată și foarte, foarte bună. Am ajuns în fața primului bloc de locuințe din Slatina, construit în anul 1937 pe acolo, arhitect fiind Ermano Noale, un arhitect italian care a construit mai multe clădiri importante din Slatina. După cum spuneam, e primul bloc de locuințe, primul bloc privat de locuințe și acum este tot așa. Lângă acest bloc, unde se află, mă rog, unde picura acolo, se afla teatrul de vară. Am avut și noi teatru de vară, așa cum a fost și în Caracal, cum este și în Corabia. Din păcate nu mai avem niciun teatru de vară. Aici au venit actorii mari, de fapt toți actorii perioadei comuniste, pentru că erau tot felul de... A cântat Phoenix la jumătatea anilor 70. Concerte memorabile. Peste drum s-a făcut cinematograful Lumina. Este al statului, al regiei de film, nu știu cum se mai numește, RAW Film, nu știu cum. E în paradigma. Eu știu că l-a luat cineva. Cum? Eu știu că l-a luat cineva, e proprietate parte, privată. Da, știu nu, că mai, era, nu mai ia filmul. Nu mai este o proprietate privată atunci, poate de-aia e și îngrădită. Lângă este un hotel acum, după 90 a fost Palatul Pionierilor. Înainte de 90. Înainte de 90. A fost Casa Pionierilor, se numește. Casa Pionierilor, păi dar era jos, mai era jos lângă... Da, erau avea și Casa acolo. Casa Inăchiescu sau cum se numea. Da, Casa Inăchiescu. Casa Inăchiescu a fost în 1950 Palatul Pionierilor prima dată. Și apoi s-a mutat în această clădire și după aceea s-a mutat prin alte clădiri până când... Din 2017 are propriu sediu Palatul Copilor, sus la Mite. Aici era piața. Sper să am și o fotografie. Sper doar să am o fotografie cu piața veche. Nu cred că o mai găsesc. Aici au fost case, ce vedeți? Exact cum e aliniamentul blocurilor. Da. Aceasta. Cred că suntem chiar în... Suntem mai așa, trebuia. Da, suntem mai așa. Da. Deci, cu hala acolo, centrală. Clădirea asta este asta. Este cea de aici. Asta de aici este asta. E cea de aici. Și aici aveți o hală. O hală construită până în anii 1936. Așa se construiau în anii 30. Toate orașele au avut, erau ceva nemțesc. Da. De origine nemțească și... Cum e și la Ploiești. Hala de la Ploiești și hala Matache. Da. Care au demolat-o Oprescu. Hală la Bal și la Caracal și la Corabia, peste tot se făceau aceste hale. Și era piață în fața ei. Reci și se ținea carnea, da. Se țineau produsele. Mă rog, s-a făcut ce s-a făcut. Exista și în comun, s-a făcut un pasaj, momentan e proprietate privată, ca să se treacă
la acel supermarket. Este un supermarket acum, dar în perioada comunistă se voia să construi acel complex agroalimentar. Circul Foamei. Circul Foamei. Cum era un fel de mall Vitan, că l-au făcut din Circul Foamei, l-au făcut mall Vitan. E mall acum în București, acolo, la dumneavoastră. Dar n-am mai apucat. Partea scheletului a rămas când până, până în 2007, când s-a construit acel supermarket. Până la urmă a ajuns tot la și lângă zona acelui. Stai că mai am ceva să le arăt, dar nu cred că este aici. Vechea primărie. Asta, lângă, deci pe locul unde este acel supermarket, da, se afla prima primărie a Slatinei, după ce s-a făcut acea reformă a lui Cuza. Se numea strada Carol. Carol, da, strada primăriei. Strada primăriei, așa, da. Așa, casa Gigârtu, parcă era. A fost demolată, era o zonă inundabilă, și acum e o zonă destul de, supusă unor astfel de evenimente. Aceasta este, era fosta primărie și din 1905 s-a făcut primăria municipiului Slatina, pe care ați vizitat-o, din banii slătinenilor. Din banii slătinenilor? Din banii slătinenilor, din subscriție publică, pe locul familiei Găbunea, nu? Familiei Găbunea, care își dăduse terenul pentru construirea primăriei Slatina. Tot ce a mai rămas în picioare este blocul Cozia, din 37. Clădirea cooperației din perioada comunistă. Comunistă și restaurantul Grădiște se numea clădirea, da, aceea. Restaurantul Grădiștea. Da, cea în paragină. Care avea o arhitectură nemaipomenită înăuntru, tot felul, da, de picturi pe care astăzi nu le mai face nimeni. Strada 23 august, s-a numit în timpul comunismului, da. Aceasta până jos acolo. Asta a fost o stradă de... erau numai comercianți. Asta e Lipscaniu. Nu, paralelă, în partea cealaltă. Paralelă, da, a fost o stradă. Și cădirea asta de pe colț și cea care a rămas de foarte mulți ani. Da, cu atletul albanez. Cu atletul albanez. Da, da. Ne aflăm în fața primului bloc construit în comunism, undeva pe la începutul anilor 60. Este un bloc cu sobe, se vede, aveau și parchet apartamentele. Se văd și încă au mai rămas coșurile, nu știu dacă oamenii și-au mai păstrat sobele, dar poate o să fie nevoie de ele, după cum te vedem la televizor. A fost făcut prin acea instituție numită CAM, Casa Autonomă a Monopolului, înființată în perioada regelui Carol, pentru că și ei în acea perioadă visau să facă locuințe etajate, unde să locuiască lumea pe verticală, nu numai pe orizontală, dar a venit primul război mondial, după aceea a venit perioada aia bună a interbelicului, când poate nu i-a mai interesat așa, și comuniștii au reluat această instituție, care de fapt nu s-a desfințat și avem niște locuri iar făcute prin această instituție de construcții, care se numesc CAM-uri. Lângă acest bloc se află Expo Park, erau case aici, era terenul filantropului și, mă rog, boierului Ioan Varipati. Domnul Tiric, da? Aici erau case boierești, ne spunea. Da, da. Case... Era o stradă Varipati înainte de război. Da, dar au venit comuniștii și au spus că mai bine să se numească strada aceea care cobora către muzeu, să se numească Ana Ipătescu. Nu știu dacă Ana Ipătescu o fi venit să-și facă cumpărături pe la noi, pe la Slatina, dar nu avem nicio legătură cu ea și cred că nici ea cu noi. Avem acolo, mă rog, legendarul bloc al milionarilor, așa se spunea, pentru că acolo locuiau familiile de viță nobilă din acea
perioadă, ce pe undeva prin 80 și ceva. E reabilitate, a fost vopsit și revopsit. Aici avem clădirea Old Project. Aici se făceau toate proiectele importante în perioada comunistă și Palatul Telefoanelor, după aceea a fost sediul unei bănci, este goală clădirea. Din păcate. Da, stă și ea cât mai stă și am înțeles că poate vrea să plece. Ne aflăm la o intersecție importantă cândva. Este și acum, datorită istoriei pe care o are, este Bulevardul Nicolae Titulescu, bulevard construit în perioada comunistă până anii 70. 81, 82, cam așa. Se faimoasa sistematizare, monstruoasa sistematizare a orașului. Mai jos, unde este acel indicator unde scrie Drăgășani, aveam casa pianistului Dinu Lipati. Casa Racovicianu. Casa Racovicianu, casa primului primar al Slatinei. Aceasta era casa. Aici a copilărit sau venea în vacanțe Dinu Lipati. Aici locuia mama lui, Ana Lipati, Ana Racovicianu, măritată Lipati. Casă demolată în perioada 78-79. Și mai sus, aici la trezorerie, aveam cel mai frumos și cel mai centru comercial pe care îl iubeam eu, Premial se numea. De aici ne luam ulei, vrac, se dădea, am mai prins și-o puțin după 90. După 90 nu mai erau cozi, că nu mai era nevoie. Dar era și bufet, mâncai în picioare cu ateuri, cu iaurt. Era cu materiale de cesături, de nu știu ce, dar jos, așa mi-a rămas întipărit în minte, luam acel ulei care era mai mult ca miere, așa, era foarte dens, era, nu mai exista, cu uleiul apă chioară și pătantia aia, care, ele erau nervoase întotdeauna acele, mi-am amintesc cât era nervoasă, că gaura sticlei era mică și a trebuit să pună și mi-a rămas în minte chestia asta drăguță. Atâta, nu? Ok. Un alt obiectiv plin de istorie este casa Dumitru Caracostea, casa familiei Caracostea, construită undeva pe la începutul 1900, pe locul unei vechi case, tot a familiei, dar vremurile impuneau alte case și alte stiluri și alte amprente. Și atunci s-a făcut această casă unde s-a născut și a copilărit Dumitru Caracostea, folclorist, critic important al României. Din păcate, Dumitru Caracostea a sfârșit urât, fiind acuzat de legături cu mișcarea legionară și dus în temnițat, avându-l coleg de închisoare pe Iuliu Cosu, episcopul de la Alba Iulia, care citise proclamația Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, pentru că îi cere binecuvântarea lui Iuliu Cosu să se convertească la catolicism, pentru că ortodoxismul nu prea era, mă rog, acceptat de comunist, sau știu ce supărere aveau ei în suflet. Și în zilele noastre este proprietate privată? Și este proprietate privată, că altceva n-avea ce să-i spunem, numai a Slatinei de multă vreme. Aici a fost protoierie. A fost, oricum, după 48 a fost naționalizată, a fost, cred că, și ceva cu banca. BCR-ul, cred că a fost, primul sediu al lor, cred. Sediul Băncii Naționale, că apoi s-a mutat acolo. Iar din 2008, este Casa Episcopală, aici doarme, trăiește și supra-trăiește episcopul Slatinii și Romanaților din 2008. Nu este o chilie, nu e o peșteră undeva ca să se roage pentru noi. E un loc foarte călduț și mulți dintre creștini nu au astfel de case. Dar asta este vorba cuiva ghinion. Mulțumim! Atâta! Ne aflăm în
curtea fostului schit Sopot, actuală biserică Sfinții Împărați Constantin și Elena. Ne aflăm pe vechea vatră a orașului Slatina. Aici au fost în această zonă găsite cele mai vechi vestigii și, mă rog, lucruri care au ținut de identitatea cât mai antică a Slatinei. Mergând puțin mai spre acest zid, vedem urmele unui fost penitenciar, unui foste închisori din timpul răscoalei de la 1907, când peste 4.000 de țărani fuseseră aduși în zona gării Slatina ca să își ceară drepturile de la, sau mă rog, acolo au avut, veniseră cu trenul, acolo au avut loc practic arestările, pentru că ei vreau să vină către prefectură să protesteze, să-și ceară pământurile de la liberalii de la acea vreme, și o parte din ei erau închiși în magazile gării, iar restul erau aduși aici, la acest schit, pentru că erau foste chilii goale. Le-au transformat în acel faimosul penitenciar al Slatinei. Au mai rămas aceste ziduri care pomenesc de acest moment al istoriei. Lângă aceste ziduri avem un alt obiectiv important, și anume mormântul lui Ioan Varipati, Joan Varipati, cum se scria atunci, un mormânt care se afla, statuia se afla cu fața către, să zic, oraș, partea de jos, dar a fost mutată așa ca să nu, să nu fie văzut de băieții care au venit după perioada interbelică în comunism. Este unul dintre cei mai mari filantropi ai Slatinei. Avea terenurile despre care am vorbit mai devreme, unde este Expo Parcul. Continuau către prefectură, le-a lăsat Slatinei. Bustul, statuia, îngerul, este făcut de Carl Storck, unul dintre mentorii multor sculptori de după 1900. Sigur, suntem în Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena Sopot, în Slatina. Sunt părintele Decebal Trașcă, parohul acestei biserici, acestei parohii. Mă bucur de vizita dumneavoastră și vă aștept și cu alte ocazii. Mă bucur de asemenea să vă spun câteva cuvinte despre biserica noastră, atestată pe la 1787, sub o altă formă decât cea pe care o vedem astăzi, pentru că la 1821, după ce Tudor Vladimirescu s-a retras de aici, și pentru faptul că aici, la schitul Sopot, își făcuse un depozit de muniție, turcii, desupărați, au dat foc bisericii. Și nu doar atât. Au martirizat, zic eu, un slujitor al bisericii de aici. E vorba de diaconul Mihail, cel pe care l-au spânzurat în apropierea bisericii. Așa că istoria bisericii acesteia este mult mai tumultoasă decât o cunoaștem noi. După momentul acesta al incendierii, a avut o perioadă de restriște, o perioadă de sărăcie, fiind reconstruită și refăcută de familia Varipati, o familie de boieri ai orașului, de doamna Casandra Varipati, cea care a și ținut ca soțul ei, Ioan Varipati, să fie mormântat în curtea bisericii ca și ctitor, așa cum este firesc. Aceasta este arhitectura din vremea Casandrei Varipati. Pictura, din păcate, nu se păstrează. Speranța mea este că se conservă o parte din pictura originală, sau poate chiar în proporție destul de mare am făcut niște
mici săpături, să zic așa. Sub această pictură în ulei se găsește o pictură în frescă. Pictură în frescă cu mult mai bogat decât ceea ce vedem noi astăzi. Probabil atunci când Dumnezeu va îngădui, o vom readuce la lumină. Acesta fiind, de fapt, un vis și un proiect al nostru celor de la Biserica Sfinții Împărat Sopot. Cam astea ar fi lucrurile generale despre Biserica Sfinții Împărați. Despre împrejurimi, ceea ce vă spuneam puțin mai înainte. Da. Nu avem de unde să știm exact când s-au așezat aici slujitorii bisericii și când au așezat, când au întocmit primul schit. Mai ales că, așa cum vă spuneam, dealul din preajma bisericii este înțesat de o seminte umane, până la urma urmei. Cam asta este realitatea, de o seminte umane. Atunci când ploile mai spală pământul, mai apare cât un fragment osos pe care îl așezăm cu evlavie și cu cinste la mormântul lui Varipati. Este singurul loc unde am putea să numim așa un osoar în curtea bisericii. Așa că probabil istoria va spune, va descoperi la un moment dat și va spune că biserica asta este poate cea mai veche așezare creștină pe care o are Slatina și pe care a avut-o Slatina dintotdeauna. Mulțumim. Cu drag. Aici se afla în jurul anului 1900 visteria de apă a orașului Slatina. Practic de aici pleca apa, se distribuia pe olane, pentru că mergea sub principiul vaselor comunicante în oraș. Orașul era numai în partea de jos, luând nivelul de aici. Și asta a fost numai până la 1912, când s-a construit bazinul de apă de pe dealul Grădiște. Am ajuns, iată, în cel mai vechi parc al Slatinei, primul parc al Slatinei, intitulat mai târziu Grădina Publică Principesa Elisabeta. Cine era Principesa Elisabeta? Era fiica regilor Ferdinand și Maria, născută undeva după 1894, grădina luând numele mai târziu, când era ea adolescentă și venea pe aici, a venit pe aici principesa și de atunci a portat numele. În perioada comunistă s-a transformat numele în Parcul Pitești, ceea ce se păstrează numele și astăzi. Tot în perioada comunistă, în anul 1968, pe data de 26 mai, s-a inaugurat acest monument, o lucrare brutală de mă rog, așa se obișnuia atunci, realizată de sculptorul Ion Irimescu, care a fost profesor câteva luni la Liceul Radu Greceanu de jos. Reprezintă o mamă, un copil, viitorul, mă rog, ce idee aveau. Și aici avem cele mai vechi pecese ale Slatinei, ce mai vechi steme, dacă putem să le spunem așa. Județul Oltu, districtul Olt, comuna urbană a Slatinei, apoi Slatina, municipiul Slatina, tot pe la 1800 și ceva, și stema interbelică a Slatinei. În perioada comunistă Slatina nu a avut stemă, dar județul a avut stemă și se folosea stema județului Olt de pe atunci. Atâta. Să spunem că a fost re și re, 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 refăcut. A fost, păi da, era în paragină după, pe vremea lui Păunescu. Era în paragină. Mergem și la fântâni acolo, la...
spuneți ceva despre funcție? Parcul a fost reabilitat. Parcul total. Parcul a fost 2007-2008 când 2017, cea mai recentă. Ceea ce se vede acum. După aia, în 2008 reabilitat și perioada de după 90 era cam paragină, era nefreventabil. Da. Înainte de a spune că suntem pe aleea personalităților din Slatina, mai facem referire la câteva clădiri care fac și ele parte din istoria modernă a Slatinei, și anume fostul Park Hotel, construit la începutul anilor 70 de către firma Carpas, cea care construia toate hotelurile în țară. Și lângă avem blocul materno-infantil, construit în 1987, pe locul fostului spital făcut din banii lui Ionașcu, despre care am vorbit mai devreme. Despre hotel am uitat să spun că a fost reabilitat recent prin fonduri europene și s-a mai adăugat un etaj în plus, a fost dat în folosință acum câteva luni. În spatele clădirii blocului materno-infantil este spitalul cel vechi, construit până anii 60. Este strada 70, până anii 70, strada Crișan, și acum ne întoarcem unde avem noi treabă, la aleea personalităților, de lângă Casa de Cultură a Sindicatelor, alee care a fost înființată în anul 1998, odată cu împlinirea 630 de ani de atestare documentară a Slatinei. Tot atunci s-au făcut mape care conțineau diverse elemente de promovare, printre care și un pliant cu programul. De atunci n-am mai văzut un pliant atât de bogat referitor la zilele Slatinei și aflăm că pe data de 20 aprilie 1998, la ora 10, are loc dezvelirea acestor busturi care au fost realizate de trei sculptori, de Nicolae Truță și de doi elevi ai săi, Marian Stan și Dragomir, dar îmi scapă numele. Dragomir a făcut și bustul lui Ionașcu, care se află în fața spitalului. Eminescu n-a avut treabă cu Slatina, el a călătorit mai mult ajutat de alții, pe unde a mai fost el, prin Viena și prin alte părți, pentru că a fost un băiat la urmă unui sărac și n-a avut niciodată proprietate, el a stat numai în chirie, n-a avut nicio vizită, sau cel puțin nu este documentată nicio vizită a lui în zonele noastre, dar probabil că fiind o valoare atât de mare a țării noastre, așa cum spunea Cogălnicianu în ședința în care se stabilea să-i se dea o pensie de îngrijire, pentru că în ultimii ani nu mai putea să se îngrijească. Și atunci tot Parlamentul a votat, însă singurul care nu a votat a fost unul dintre brătieni, cred că Ionel, nu vreau să greșesc, care s-a opus, pentru că considera în acest mod că se răzbună pe Eminescu, pentru că ziaristul scria despre liberal destul de urât la acea vreme. Și cu greu i-a fost acordată pensia respectivă, dar n-a beneficiat de ea decât câteva luni, pentru că după un an fusese dată această pensie. George Enescu a venit în Slatina, a concertat în Slatina, la Tibi, la Obuzieru, acolo, la restaurantul Obuzieru, unde vă dați seama să vină George Enescu, marele George Enescu, în Slatina, cred că a fost ceva foarte, foarte important la acea vreme. Sau la Sala Martinescu. Sau la Sala Martinescu, nu știu dacă era aia atunci. Oricum, una dintre ele, că erau două instituții de cultură destul de importante. Omul de zăpadă nu e sculptura lui Brâncuș, el este cumințenia României, așa îi putem spune acestui omuleț de zăpadă, este român înfrigurat.
Constantin Brâncuș a venit pe la Slatina, era puțin mai rebel și a plecat într-o iarnă și a stat vreo 3 luni în Slatina, unde a fost ucenic ori la o prăvălie, ori la un hotel sau han. Și apoi a plecat în lume, unde știm noi că s-a dus și astăzi știm cine este datorită muncii sale și talentului său. Dinu Lipati, despre care am vorbit mai devreme, că și avea casa mai jos. Dinu Lipati, nu știu dacă a avut spectacole, din câte am aflat, a avut ceva spectacole și la Slatina, dar e un om de-al locului și merita acest boost. De atunci, aleea personalităților n-a mai fost completată cu altceva, sau probabil că așa a fost proiectul, să rămână doar cei patru. Am ajuns în inima orașului Slatina, în centru civic. L-am găsit și pe activistul de partid. El a rămas din perioada comunistă, pentru că aici se făceau mari întruniri. Erau oamenii muncii chemați, mă rog, cum erau ei chemați, atunci forțați să vină și să ovaționeze pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, care la 31 octombrie 1976 se afla la acel balcon cu ocazia zilei recoltei și le vorbea oamenilor despre lucruri frumoase la acea vreme. Cam înghețat tovarășul. Asta este Casa de Cultură a Sindicatelor, inaugurată la 16 mai 1976. Cred că nu e nume de mare actor sau artist de muzică să nu fi fost pe această scenă. Ba chiar și eu am fost pe această scenă în 1994, în luna septembrie, la concursul Tip Top Mini Top, prezentat atunci de Florin Busioc, care mirosea tutun infernal, mi-a rămas în minte. Aici avem faimoasele teuri, așa sunt ele cunoscute, pentru că sunt T1, T2, T așa. Și în spatele lor avem aceste blocuri, printre primele blocuri construite pentru oamenii muncii care lucrau la uzina Alro. În fața Casei de Cultură avem magazinul Oltu. Magazinul Oltu inaugurat, da, cel de acolo, inaugurat în august 1975, probabil că 23 august 1975. Magazin universal, găseai de toate, de la eu am mai prins ceva din forma de atunci a magazinului, puțin după 90, erau bijuterii jos, erau un fel de fast food, nu știu cum, o florărie, sucuri, ceasuri, era florăria de la intrare aici, nu puteai să intri că erau florile. Da. Era greu și noi intram pe aici, că nu puteam intra pe acolo, că erau multe flori. La unul erau, ce erau, femeile, bărbații, jucării, copii, la nu știu cât, la etaj, la etajul 4 erau, ce mai erau? Muzica. Muzica și de vacanță, erau corturile apuse acolo, mi-au aminte că erau și corturi desfăcute și mă ascundeam până ele. Erau expuse acolo, iar sus era restaurantul numit Pagina 5, la Pagina 5, adică etajul 5. De acolo se vedea orașul. Aceea este banca comercială, făcută după 90, 97, terminată cred. Prin 93, așa, 94. Și acum este de vânzare acea clădire. Proprietate privată. Da, era băncii. Aceasta este Esplanada, este a treia variantă a Esplanadei. Noi suntem, care am prins-o noi. Pe care am prins-o noi. Vrem să intrăm probabil în cartea recordurilor cu cele mai multe esplanade făcute într-un secol. A mai fost în 70 și poate să spună domnul care a fost copil și era pozat pe undeva pe aici. Da. Și poți să spui de elementul arhitectural de acolo. Păi exact, parcă suntem conectați la ceva, că mă uitam la... Exact la asta mă uitam aia, acum. Aia trebuie să o arăți tu. Deci, aceasta este o poză din 1976 și dacă observați, o construiseră și nu observaseră când au pus, semăna cu o cruce. Da.
Da. Și a tăiat vârful. Și apoi s-au sesizat imediat și i-a tăiat vârful. Da, i-a arătat poza unde ești tu. Păi stai că trebuie să o caut, că... Direi tu cu... îi fotografiase pe copii în așa fel încât să poată să fotografieze mai mult clădirea, pentru că nu prea se... Prea puteai, dacă fotografiai atunci te urmăreau... Se considera că erai dușmanul de clasă al... Da. Da. Cine știe, da? Imediat am să caut... Și... Dar aveți o poză și cu partea cum când era verde. Când era verde, da, după ce s-a construit, s-a făcut acea arhitectură, care a durat până în 2007. În 2007 s-a făcut o altă esplanadă, o să vă arătăm și cum arăta acea esplanadă. Și după perioada asta, în 2019, deci au început lucrările la noua esplanadă. Asta este clădirea și aici este, se vede, crucea. Da. De fapt, asta au vrut să fotografieze sau... Da. Asta este o poză în care sunt eu. Dar el a făcut poza cu mine și după aia a făcut și fotografia, da, care m-a prins un moment. Ca și cum ar fi, ca și cum poză, ar fi. Da. În jos vine Expo Park, aici erau terenurile lui Ion Varipati, era proprietatea lui pe care i-a donat-o orașului. Cam atâta despre zona asta. Să arătăm poza, cum arată zona, că înțeleg că era... Era un farmec, da, era, asta este acum, unde era. O avem și eu, dar nu mai am. Așa arăta, o fotografie făcută până în 89. Da, e, cred că chiar 88 e. 88, da. Cu blocurile, cu teurile? Cu teurile, da. Strada. Hotelul. Și așa era aici, până în 2007 așa a fost... Așa a fost aceasta prima variantă a esplanadei. Cum vă arătăm după aia pe cealaltă, până nici nu mai știu pe unde poate fi toatea fotografii. Cam atâta. Cea de-a doua variantă a esplanadei, fotografiată dinspre Casa de Cultură a Sindicatelor, făcută în 2007 și demolată în 2019 pentru noua esplanadă. Înțeleg că aceasta este a treia variantă. A treia variantă și depinde. Noi nu ne gândim că e ultima. Suntem siguri că mai urmează câteva zeci. Uitați, așa arată de sus, acum. Da. Așa, acum? De sus? Da. Aici e în jos, da. Asta aici. Okay. Cea de jos e mai clară, mai... Așa. Așa arată acum. Ok. Deci, am să caut, să văd. Deci mai are un pic de verdeață. E de-aia, cred că este mecanică. Iese când e soare și după aia se ascunde când e iarnă. asta e cu degivrare aici. E sistem de degivrare pus aici, în caz că e zăpadă, se topește. S-a pus zăpada, dar probabil că sistemul de degivrare e la nani. Asta e de când... Deci e pe bune sau...? Da, noi știm că e pe... așa e... Ah, okay. Uite-o, nu e asta? Da, da, asta e cea veche. Asta este varianta a doua. A doua, cea din cu 2007. Cu fântâna muzicală și nu știu ce. Da, tot de sus făcută. Și aveau... muzicală? A mers până câteva luni, cât de... Să arăte că mergea, dar era muzică, da, obosit la tarabana la ce cântau ei și era foarte frumos. Adică după 2004 începuseră o serie de proiecte super pentru orașul ăsta. Din păcate, primarul de la acea vreme a călcat pe niște becuri și s-a cam dus toată... S-a oprit acea evoluție a Slatinei, pentru că după 2004 fusese o evoluție. Blocurile astea au fost făcute atunci, după 2004, reabilitate. De atunci a început ideea de reabilitare și de schimbare a înfățișării orașului. Dar după aia fiecare primar în parte e un om și fiecare om gândește diferit, vine cu o echipă diferită și asta este. Noi locuim aici, noastră vedeți niște lucruri frumoase și ne bucurăm. Dar noi locuim aici, așa, atâta.
A aflat domnitorul Alexandru Iancuza că suntem și noi prin Slatina și a venit a patra oară, pentru că el a venit de trei ori în Slatina. A venit odată să inspecteze garnizoanele, odată tot pe această, pe acest considerent și ultima oară a venit la primărie, pe partea administrativă, unde în fața primăriei, acea clădire veche pe care v-am arătat-o la supermarketul de jos, unde fusese multă mulțime, de fapt unde fusese mulți oameni, iar un om ridică o pâine și îi spune, iată Maria ta, ce pâine mâncăm noi. Probabil afectat de, sau mișcat de, de chestia asta, aflând condițiile în care mâncau oamenii, că nu mai mâncau proaspăt, după ce ajunge la București, îl demite pe prefectul de Olt de la acea vreme. El este Cuza, e din bronz, este făcut la București, la atelierele, la combinatul artiștilor plastici, în 1993. Este sculptura lui Mihail Ecobici, cel care a făcut și statuia lui Minerva din curtea Academiei Române. Statuia a fost pe un soclu, nu știu dacă am poza pe aici, se afla pe un soclu, soclu care a fost dat jos în 2018, când s-a ales această variantă destul de bizară de arhitectură, de fapt lipsă de arhitectură, dar nu știu dacă pot să găsesc repede. Nu cred că este pe aici. Renunțăm la chestia asta. Avem magazinul Oltu în spate, care arăta așa în anii 80. Lângă este casa de modă, cea care se vede aici este casa de modă. Și faimoasa fântână de aici din zona, mă rog, ulterior numită Vacanța. Union se numește. Union, Union atunci. Da. Era stradă, peste drum de noi erau case și întâlnim una dintre case chiar în această zonă a atletul albanez. Atletul albanez, magazinul de sus, nu, gelateria de sus. Strada Gării, demolată în 73. Strada Gării era asta, demolată în 73. Da, acolo avem prefectura făcută în 2001. Mă rog, arhitectura post-decembristă. Lângă avem un hotel cunoscut drept cantina partidului, pentru că după clădirea prefecturii era județeana de partid, comitetul județean al PCR și de aceea era acea cantină, pentru că erau gurmanzi comuniști, erau foarte... nu că cei de acum n-ar fi altfel. Bun, bun. Da. Statuia în forma veche, în soclu de 2 metri, demolat în... Uitați-o, asta e de la anul inaugurării. Da, din 1993. Din 1993. Da, vara. Ea a fost inaugurată... E inaugurată în ianuarie. Și aici avem zona centrală, casa de modă, magazinul Oltu, fântâna care e încă în, în memoria multor slătineni, iar aici acest gărduleț este din zona restaurantului Union. Era un restaurant terasa destul, acolo. Terasa Union, un restaurant destul de celebru al, al vremii. Dispărut, mă rog, în... Acesta este magazinul ăla, dar da, văzut de acolo, de unde acolo, e tunelul ăla. De unde e tunelul. Și să le spunem că magazinul Oltu, când s-a construit, avea opțiunea de a avea și scară rulantă. Da, dar nu s-a mai concretizat. Dar nu s-a mai construit pentru că a optat pentru a se pune niște panouri, niște de, panouri aluminiu, de aluminiu. Care se văd așa, uitați, da, dacă vă uitați acele atent. Acele panouri. Da. Sunt niște panouri de aluminiu, panouri de reflectorizante. Și ori se puneau acele panouri, ori se făcea acea scară rulantă. Am ales
S-au ales panourile pentru că ținea de identitatea de atunci a orașului nostru, și anume de Aldro. Abia în 2018 avem și noi o scară rulantă la un supermarket. Arată-i videoclipul cu... acesta cu... este la Cântarea României, după un magazin. Acolo. Pe esplanadă. Vă dăm clipul dacă e. Vă furdeți, da? Filmulețul? Da, da. A, și aici e unde era crucea. Da. Acolo, da. Da. Ăla este, da. Acolo. În fața acolo de tot este Casa de Cultură a Tineretului. Da, în fața unde este se vede o turlă, vedeți? Se vede o turlă. Aici este noua catedrală a orașului, catedrala Înălțarea Domnului. Catedrală făcută într-un stil bizantin brutal, dar mă rog, așa gândesc acum arhitecții. Și bulevardul Alexandru Iancuza, fosta stradă a Gării sau bulevardul Gării, plină de case. Mai în spate era strada Ecaterina Todoroiu, care este și astăzi tot plină de case, demolate pentru a se construi alte case pe verticală. Cum aveți poza asta, da, ne uităm acolo exact zona, acolo. Chiar e zona, da. Chiar e zona. Ce a fost demolat în 73. Da. Da, e alt case. Case, șiruri de case, da. Și arhitectură foarte frumoasă. Da. Asta e cam atâta. Așa. Ce mai... Deci, poza e făcută de unde începe strada, cum ar veni aici. Deci este strada, dar poza e făcută de acolo. De unde sunt taxiurile? De încolo. Și vedeți, erau case. Ne aflăm pe dealul Grădiște. Are o legendă destul de frumoasă. Se spune că ar fi fost adusă de către movila de pământ, ceea ce vedem acum, de către niște uriași. Așa e legenda. O altă legendă mai spune că aici, de Sfântul Gheorghe, tinerii veneau să caute aur sau comori, pentru că se spunea că fusese ascunse nu știu ce comori, și de Sfântul Gheorghe, când vine el cu sulița și înțeapă dracii, ieșeau dracii și odată cu dracii ieșeau și comorile. Ele au rămas niște legende, geologii specialiști au spus că s-a format în mod natural această formațiune de pământ. Avem aici trei obiective, mă rog, fără cele două pubele, trei obiective importante ale orașului. Castelul de apă, care este cea mai veche construcție de pe această platformă, construit la 1912 de către italieni, prelua apa de la fabrica uzina de apă, și apoi toată apa se ducea către Slatina, nu mai departe de prefectură, pentru că acolo se cam termina orașul de atunci, din acea perioadă. Cronologic, a doua construcție este Casa Căsătoriilor, construită în 2006, ca cei care vor să se despartă în această viață să vină să se căsătorească aici. Aici mai au loc și ședințele Consiliului Local. Departe, cred că suntem singurul municipiu sau poate singura localitate din țară care are... care își organizează ședințele Consiliului Local departe de oraș sau la înălțime de oraș, probabil să nu fie deranjat, oricum ședințele sunt mereu scurte. Un alt obiectiv și al treilea este, nu e țeapa lui Vlad Țepeș, e catargul făcut în 2012 de către compania de apă Olt, pentru a se monta cel mai mare drapel din țară, drapel al României din țară, inaugurat la 1 decembrie 2012. Oamenii au fost aduși aici cu
autobuze, a fost un mare eveniment acea inaugurare. Acolo e o proprietate privată, un cort de evenimente. Drapelul normal ar trebui să stea în permanență pe catar, că așa e frumos, dar ținând cont că mereu atunci când ploua sau bătea vântul, se rupea, se distrugea, aleg să-l pună doar la zile importante și doar dacă e frumos. Pe 20 ianuarie părea să fie frumos, l-au urcat până la jumătate, dar apoi l-au dat jos cu ocazia zilelor Slatinei, pentru că era și 24 ianuarie zi națională, dar a venit vremea urâtă și l-au dat jos. Acolo este o inimă frântă, unde se mai pozează tinerii, dar ea este vandalizată pentru că în Slatina vandalismul este un sport, cred că olimpic, am putea spune, foarte des. Nu știu ce se întâmplă, nu știu care sunt pedepsele aplicate, dar tot se întâmplă. Se rup bănci prin oraș, se vandalizează statui. Cuza, că am uitat să vă spun, Cuza a fost vandalizat când a fost dat jos de pe soclu. Mă rog, a fost și pus într-o poziție nedemnă pentru valoarea lui, a fost pus direct pe pământ cu fața în jos și atunci a trecut cineva și, nu, de fapt, cu fața în sus, nu fața în jos, și a trecut, mă rog, cineva și a vandalizat statuia, a fost curățată, bine că nu s-a întâmplat mai rău. Bun, atâta. Așa, avem două panorame. Avem și două panorame. O panoramă din 1906. Este toată această zonă plus zona de acolo. Cam așa ar veni. Și o a doua panoramă, care este zona de aici, realizată în anul Marii Uniri, la 1918. Este o fotografie originală de atunci. Atâta. Tablourile. Două secunde. Tot pe grădiște, ca un obiectiv așa, nu știu dacă turistic sau care a fost scopul lui, în perioada comunistă, aici, în această zonă, erau montate două panouri mari ce ilustrau pe conducătorii, mult iubiții și stimații conducători de atunci, Elena și Nicolae Ceaușescu. Scopul acestor panouri fusese să ascundă, să pitească castelul de apă, probabil dorind să fie demolat pentru a se construi altceva. Probabil că aveau de gând să construiască un parc, pentru că în 1900 și ceva, puțin după 1900, se făcuse un plan de sistematizare al orașului de către Nicolae Davidescu, care includea aici un parc foarte bine amenajat și probabil că și comuniștii voiau să facă ceva asemănător, dar n-au mai apucat pentru că n-au mai apucat. Nu mai știu care a fost sfârșitul acestor panouri. Legenda spune că ar fi fost arse la Revoluție. Ne aflăm în fața unui alt obiectiv istoric și turistic, dacă tot trec oamenii pe aici și își iau trenul, se duc către destinații cunoscute sau necunoscute, dar uneori e bine că poate viața te duce în niște destinații greșite și e bine că trenurile mai întârzie. Este gara Slatina. Pe tot acest loc pe care îl vedeți, mă rog, nu exista decât câmp, a avut loc răscoala de la 1907. Țăranii fusese aduși din comune cu trenul, așteptați de armată, de jandar, de regimentul 3 Dorobanți, dar fiind prea mulți, batalioanele nu le-au făcut față și au chemat întăriri de la Craiova. Au coborât din trenuri în jur de 4.000-5.000 de țărani. Aici a fost un adevărat măcel,
pentru că țăranii voiau să ajungă la prefectură. Țăranii din comuna Crâmpuia, dacă nu mă înșel, îl bătuseră pe prefect care venise în inspecție acolo, cu jandarmul lângă el, n-au avut ce să, erau prea mulți. Au venit aici la Slatina, a fost un adevărat măcel, o parte din ei erau arestați în magaziile gării și restul duși la penitenciarul despre care am vorbit. Aceasta este gara veche, construită în 1897. Aici a venit regele Carol de vreo 5 ori, pe aici a venit cu trenul. Gara pe care o vedem acum e undeva prin anii 60 refăcută pe scheletul acesta, cel vechi al gării. Deci dacă e, găsim cărămida veche de atunci. Ne aflăm în una dintre cele mai noi atracții ale orașului Slatina, Parcul Tineretului, inaugurat în sfârșitul lui august, cred că 31 august 2019. Pe locul acestui parc se afla unitatea militară. Unitatea militară care se întindea până mai dincolo. Aici, în această unitate militară, și-a satisfăcut stagiul militar și al doilea om al NATO, Mircea Joană, despre care cunoaștem. Și aici au loc, în general, concertele, pentru că înainte aveau loc pe splanadă și din 2019 aici au loc toate evenimentele, toate festivalurile de vară, în general. Avem festival de film, avem festival de mâncare exotică, mă rog, balcanică, Revelionul, Târgul de Crăciun, Festivalul Oltenii și Marele Festival Oltenii și restul lumii, care și-a cam pierdut din haz și din umor. Cum? Orășelul copiilor. Și Orășelul copiilor, da? Și este o zonă de atracție principală acum a Slătinei. Vin și fac sport, este acea pistă de tartan. Copiii au multe locuri de joacă. Probabil că sunt mai multe lucruri de făcut în acest parc, pentru că mai trebuie făcut și de adus așa la un aspect de parc. Dar e bine că există un parc mare. Ne aflăm la ultimul obiectiv al periplului nostru, Mănăstirea Clocociov. O să începem cu denumirea de Clocociov. Clocociov formată din două cuvinte, dar principalul este cloco sau cloc, referitor la clocot, la apă, probabil că unde se afla și lângă Olt, dar tot aici se afla și urlătoarea, valea sau apa urlătoarea, poate că făcea mult zgomot și de aceea îi se spunea urlătoarea. Terenurile aparțineau de moșia domnească de la Milkov. Milkov este un termen de origine slavă, iar milv înseamnă bun. De unde vine Milkov? Milkov vine de undeva din zona Vrancei, pentru că acolo, pe la 1200 și ceva, s-a făcut prima episcopie catolică din Moldova. Și granițele acelei episcopii, sau mă rog, cum organizaseră ei, era la vest Oltul. Probabil că de aceea avem și noi aici denumirile de Milkov, Comani, pentru că era numită și Episcopia Milkovului și Episcopia Cumană. Și probabil de aceea avem și Comani, nu avem o localitate Comani, sau denumirile de familii Comănescu. Mănăstirea a fost ctitorită, sau fundația a fost ctitorită de Mihai Viteazu, pentru că el a murit la 1601, și continuată de Neagoe Basarab. Nu Neagoe Basarab, am greșit, Matei Basarab, și dată în funcțiune la scurt timp. A fost o mănăstire de călugări.
și călugării erau foarte bogați, erau o mănăstire extrem de, de bogată la acea vreme, astfel încât aveau robi care făceau treaba pentru ei. Noi știm că, în general, fețele monahale sunt harnice și își gospodăresc singure zona unde locuiesc. Dar ei erau foarte bogați și își permiteau să aibă robi. Se menționează numiți țigani bisericești, așa, sau mănăstirești, așa erau, așa îi găsiseră și făceau toată treaba pentru, pentru ei. Hramul este Arhanghelii Mihail și Gavril și întotdeauna când era hramul, călugării petreceau 3 zile și 3 nopți. Acum, cu scandalul ăsta și cu Frăsineu și cu ce mai este, probabil că erau filmați și dați la televizor, dar atunci n-au fost, n-au fost dați. Astăzi mai este mănăstire? Mai sunt călugări? Sunt călugărițe acum. Sunt călugărițe. Biserica a avut diverse forme, mă rog, a fost și arăta uneori abandonată, pereții distruși, dar a fost restaurată de, de mai multe ori și în 94 s-a făcut o altă biserică în spate, biserica cea nouă. Biserica e muzeu acum. Dacă trebuie să vă dați așa. Cred o, că atâta. Să ne dăm, să vedem. Da. Sau mergem puțin înăuntru. Da, puteți merge. Ah, se vede. Da. Se vede biserica. Da. Cea de, de pe, de pe deal. Păi, mulțumim foarte mult că ați venit pe la noi. Ar fi fost mult mai multe de văzut. Ziua e foarte scurtă, s-a și noptat. Vă mai așteptăm când e ziua mai lungă, mai prin primăvară, mai prin vară. Cu siguranță vom reveni când va veni căldura. Mulțumim tare mult! Mulțumim și noi! La revedere!